Parlamentarii, primarii, membrii Academiei Române, angajații băncii naționale, dar și profesorii și medicii vor putea să-și păstreze în continuare și pensia și salariul. Opoziția susține că prin excepțiile introduse în actul normativ va fi protejată clientela politică, adică cei care câștigă deja foarte mulți bani de la stat. Ceea ce începuse ca un demers corect a ajuns de fapt acum la votul din plen, o listă de excepții la excepții. A ajuns acum în plen o completă incorectitudine în care cei mai speciali, cei mai conectați politic, cei mai bine plătiți vor fi exceptați de la regula care li se va aplica celorlalți. Astăzi a fost introdusă excepție de la interdicția cumului pensiei cu salariu pentru cei care au deja salarii de peste 9.000 de euro. Nu ați făcut lucrurile clar cu privire la cei care ies din sistem și reintră pe niște poziții pentru care, de fapt, n-au dat concurs. Sunt niște pensionari speciali, marea majoritate dintre ei, pe care îi readuceți în posturi fără să fi dat vreun concurs. Este un proiect care ar trebui normal să fie implementat într-o societate. Are câteva excepții. În schimb, aceste excepții, mare parte dintre ele, sunt cauzate datorită unor probleme punctuale. Unele dintre ele sunt de ordin constituțional și nu vreau acum să le repet. Înțeleg că excepțiile sunt cei cu bani, prietenii noștri, adică asistenții maternali erau oamenii cei mai bogați din țara asta și trebuiau să fie exceptați de la cumulul pensiei cu salariu. Asta e în viziunea USR. E o ipocrizie, nu cu asistenții maternali sau asistenții personali. Dar aici e vorba de altceva. Personalul Băncii Naționale a ANCOM, a ANRE, membrii Academiei Române, persoanele care ocupă funcții clericale sau funcții de specialitate artistică. Despre asta e vorba. Cu doar câteva ore înainte de votul decisiv, Comisia de Muncă a Camerei Deputaților a introdus o nouă serie de excepții de la cumulul pensie cu salariu. Pe lista celor care pot fi și pensionari și salariați la stat s-au adăugat pe ultima sută de metri și angajații ANRE, ANCOM și ei băncii naționale.